Silvia descoperise checkout de 2 zile și jumătate. Silvia had found out what I had been looking for 2 days and a half. Se țes covoare pentru palatul care tocmai a fost construit. Carpets are being woven for the palace which has just been built. Discipolul lui se întreba unde locuiesc, câți ani am, cine sunt, ce studiez și ce prieteni am. His disciple wondered where I lived, how old I was, who I was, what I was studying and what friends I had. Balaurul ar plânge dacă vrăjitorul l-ar preschimba în șoarece. The dragon would be weeping now if the wizard had turned him into a mouse. Când ai trimis după mine, tocmai băteam un cui și îl băteam degeaba de 2 ore. Nu reușeam să termin treaba fiindcă tot suna telefonul. When you sent for me, I was just driving a nail, and I had been driving it in vain for 2 hours. I did not manage to finish the job because the telephone kept ringing. Castelul părăginit ar trebui să fie restaurat și deschis pentru vizitatori. This desolate castle should to be restored and opened for visitors. E plăcut când vezi o capră neagră. It is nice when you see a chamois. Precis minte, chiar dacă ți-a spus că ce are e contagios. He must be lying if he has actually told you that what he has is infectious. Copilul era certat pentru ce a făcut, iar tatăl îi spunea că e supărat pe el că a făcut așa ceva. The child was being scolded for what he had done. And his father was telling him he was angry with him for doing that. Ai venit dacă ai găsit bilete? Would you come if you found tickets? I-am arătat programa analitică, dar n-a vrut nici măcar să se uite la ea.
I showed him the curriculum, but he would not even look at it. Nu i s-ar fi făcut cunoaștință cu tine dacă știam că ai să te cerți cu ea. She would not have been introduced to you if we had known that you would argue with her. Când i-am descoperit șotia, arăta ca păcăliciul păcălit. Fiindcă o pregătea de zile întregi și chiar și acum nu-i vine să creadă că l-am împiedicat să... De a foc acelei grămezi de hârtii de care el nu avea, dar noi aveam mare nevoie. When we discovered his prank, he looked like the biter bit. Because he had been preparing it for days, and even now he can hardly believe we have prevented him. From setting fire to that heap of papers which he did not need but we needed badly. De la o vreme încoace brutarul uită cam multe și a început să umble cu un creion și un carnet. Ca să noteze tot ce trebuie să îi amintesc eu să facă. The baker has been forgetting a lot of late, and he has begun walking about with a pencil and a notebook. To write down everything that I must remind him to do. E recomandabil să treci la subiect acum că toți așteaptă. Să audă ce crezi despre ce s-a întâmplat aici de un azi. It is advisable that you should come to the point now that everybody. Is waiting to hear what you think of what happened here the other day. De când am venit aud la radio că ningea de o lună în ziua când a. Început greva și când li s-a spus gunoierilor că vor fi dați afară. Since I came, I have heard on the radio that it had been snowing for a month on. The day when the strike began and the dustmen were told that they would be fired. Unde s-ar fi dus cobaiul dacă era liber? Where would the guinea pig have gone if it had been free?
S-a lucrat puțin în ziua când Clove nu l-a dus la birou maimuța. Sperând că o să îl amuze pe șef, care era prost dispus de săptămâni de zile. There was little work done on the day the clown brought the monkey to the office. Hoping it would divert their boss, who had been in a very bad mood for weeks. Presupun că ți s-a părut destul de neobișnuit că a orbit deodată, exact când te-a văzut traversând drumul spre el. Să-i ceri să-ți înapoieze banii pe care i-a împrumutat de la tine cu 3 săptămâni înainte. I assume it looked pretty unusual to you that he should have gone blind all of a sudden. Just when he had seen you crossing the road towards him. To ask him to return the money he had borrowed from you 3 weeks before. Căluțul are să-ți ducă bagajul după ce vei cumpăra o șapă. The pony will carry your luggage when you have bought a saddle. De ce s-ar purta ca niște ticăloși dacă nu le face nimeni niciun rău? Why should they behave like bastards if no one does them any harm? Negustorul de stofe își număra banii până noaptea târziu dacă nu-l întrerupeai. The draper would have been counting his money till late at night if you had not interrupted him. Nu trebuia să facem atâtea prăjituri. Băieții aceștia preferă țigările dulciurilor. We needn't have made so many cakes, these boys prefer cigarettes to sweets. A fost făcut să plece pe dată. He was made to leave at once. Cum o văzu, o apucă de mână și dușa a fost. When he saw her, he grabbed her hand and off they went. Se vede că ducea un trai îmbelșugat când v-ați împrietenit. Altfel n-ar fi putut să-ți dea în dar un inel de aur. He must have been living in luxury when you made friends.
or he would not have been able to present you with a golden ring. De ce zicea că insistă să accepți banii pe care ți-i oferea? Why was he saying that he insisted that you should accept the money he was offering? Va fi plătită mobila înainte să-ți adaugi banii la suma aceea? Will he have paid for the furniture before you add your money to that sum? N-am hrănit căprioarele, fiindcă am fost prea ocupat azi. I have not fed the deer because I have been too busy today. Nu știam că trebuie să plătesc amendă dacă îmi parchez mașina aici. I did not know I must pay a fine if I parked my car here. Cel mai lung roman este cel de pe raft. The longest novel is the one on the shelf. De ce sunt mereu trimis tocmai eu să caut trâme în grădină când? Mergem la pescuit și nu e nimeni altcineva dispus să o facă? Why am I always being sent to dig for worms in the garden? When we are going fishing and nobody is willing to do that? Cine voia să știe unde o să mă duc când o să se termine școala? Who wanted to know where I should go when school ended? Funcționarul declară că a trebuit să vorbească cu nevasta lui despre schimbarea slujbei. Fiindcă întârziase de prea multe ori. The officer stated that he had had to talk to his wife about. Changing his job because he had been late too many times. Cât de des se amestecase el în ce făceau ei de un an? How often had he interfered with what they had been doing for a year? E mult mai complicat să citești tot. It is much more complicated to read everything. Bernard s-ar lua la întrecere cu tine până la papetărie dacă ai vrea.
să cumperi un stilou și hârtie să scrii scrisorii unchiului tău. Bernard would race you to the stationery if you wanted to buy pen and paper to write letters to your uncle. Ar fi fost de acord cu ideea mea dacă propuneam să mergem la vânătoare. Would she have agreed to my idea if I had suggested that we should go hunting? Și ar fi putut lua ochii de la ea și plecat, dar a rămas acolo și a ascultat discursul până la sfârșit. He could have turned his eyes from her and walked away. But he stood there and listened to her speech to the end. Și-ar putea arăta limba dacă le roagă doctorul să o facă. He might show his tongue if the doctor asks him to do so. Henric ar fi omorât cotoiul care a zbugit-o din baie dacă n-ar ști că ți aparține. Henry would have killed the tomcat that had shot out of. The bathroom if he did not know that it belonged to you. Dacă ar fi știut, ți-ar fi mângâiat obrazul cu arătătorul. If he had known, he would have stroked your cheek with his forefinger. Trebuia să-ți repar de mult cântarul. Fiindcă e stricat de un an încoace și toți clienții tăi se plâng de luni de zile că înșeli. You should have had your scales mended long ago, because they have been out of order for a year now. And all your customers have been complaining for months that you are cheating. Când l-am întrebat despre ciocârlii, mi-a dat cea mai bună carte care exista despre acest subiect. When I asked him about skylarks, he gave me the best book there was on the subject. Meduza ar fi scoasă din apa mării dacă ar fi văzută. The Medusa would be taken out of the sea water if it were seen. Străinul se gândea la o modalitate de a ajunge la gară mai curând. Întrucât nu voia să piardă trenul care avea să-l ducă la Londra.
The stranger was thinking of a way to reach the station sooner. As he did not want to miss the train which would take him to London. Se întreba la ce se holbează bătrânul de 70 de ani cu barbă albă. He wondered what the white-bearded 70-year-old man was staring at. Piticul sparge în fiecare zi un pahar doar ca să se asigure că e încă destul de fioros. Să-i înspăimânte pe cei ce intră vreodată în odaia lui. Iar paharele pe care le sparge sunt cel mai adesea mai scumpe decât își pot permite să cumpere mai toți ceilalți oameni. The dwarf breaks a glass every day, just to make sure he is still fierce. Enough to scare those who ever enter his room. And the glasses he breaks are more often than not more expensive than most other people can afford buying. N-am avut niciodată niciun regret că am renunțat la chimie. Am studiat fizica și am ajuns un fizician priceput, or cel puțin așa sper. I have never felt any regret for giving up chemistry. I have studied physics and I have become a good physicist, or at least I hope so. Fizicianul câștigase deja premiul Nobel când se retrase din grupul vostru. Fiindcă lucrați la ceva ce dura de prea multă vreme. The physicist had already won the Nobel Prize when he withdrew from Ur. Group because you were working on something that took too long a time. Ai să mă urmărești când am să mă duc să-i cer scuze că am spart vaza? Will you be watching me when I go and apologize to him for breaking the vase? S-au lăudat în ultima vreme cu strămoșii lor? Have they been boasting of their ancestors lately? Pânzele pictorului erau privite cu interes de vizitatori, care erau conduși prin muzeu de un savant.
mai în vârstă cu ochii albaștri și cărora li se spunea că acelea sunt cele mai bune picturi din lume. The painter's canvases were being carefully looked at by the visitors, who were guided about the museum by a blue-eyed elderly scholar. And who were being told that those were the best paintings in the whole world. Ai venit dacă ai fi rugat. You would come if you were asked. Am să o pun să-ți facă semn cu cotul când intră el. I shall have her nudge you when he comes in. Se vede că i s-a spus că e o petrecere neceremonioasă. He must have been told it would be an informal party. Ți-am spus că mi s-a zâmbit și asta nu mi-a plăcut. I told you I was smiled at and I did not like that. Îl urmăresc de câteva vreme încoace, precise orb. Fiindcă șterge peretele cu mâna și nu poate găsi mânerul ușii. I have been watching him for some time now. He must be blind because his hand is brushing the wall and cannot find the doorknob. Era sigur profesorul că manualul elevului va fi schimbat pe un pachet de ciocolată. Dar nu îl putea împiedica pe copil să facă ce îi place. The teacher was sure the pupil's handbook would be exchanged for a bar of chocolate. But he could not prevent the child from doing as he pleased. Cioara ar vorbi englezește dacă ar avea creier de om. The crow would be speaking English if it had human brains. Gazela voia să știe câtă vreme va trebui să alerge. The gazelle wanted to know how long it would have to run. Marinarul a jurat că va naviga spre Spania în timpul taifunului. The sailor swore he would be sailing for Spain during the typhoon.
De când deschiseseră poarta, indienii năvăleau înăuntru. The Indians had been rushing in since they had opened the gate. N-ar trebui să mănânci atâtea cireșe într-o zi ca asta, chiar dacă cireșul tău e încărcat cu fructe. You should not be eating so many sweet cherries on a day like this. Even if your sweet cherry tree is laden with fruit, din câți membri constă echipa ta? How many members does your team consist of? Aș fi vrut să nu încerce să mă întrebe dacă mi-e cunoscută ideea de a trăi o lună cu banane. I wish they did not try to ask me whether I am familiar with the idea of living on bananas for a month. Unde cleștele? L-am căutat prin toată casa și tot nu-l găsesc. Where are the tongs? I have been looking for them all over the house, and I still can't find them. E mai mult sau mai puțin interesant? It is more or less interesting. Li se spuse celor doi prinți că trebuie să pună capăt vrajbei. The two princes were told they must end their feud. Angela medita că nu și va trece examenul dacă nu va lucra foarte serios, ceea ce nu era pregătită să facă. Angela meditated that she would not pass the exam if she did not work very hard. Which she was not prepared to do. S-a abținut de la băutură cât ai fost în odaie? Did he abstain from drinking while you were in the room? Oriunde ar aștepta, nu uita că nu-i obișnuit să stea prea multă vreme în picioare. Wherever he may be waiting, don't forget he is not used to standing for too long a time. Ultima lui carte nu-i interesantă, dar sunt sigur că va scrie una mai bună.
His latest book is uninteresting, but I feel sure he will write a better one. Dacă s-ar întâmpla să se strice bidonul, sergentul ar țipa la toți soldații lui. If the canteen should be damaged, the sergeant would shout at all his soldiers. Redactorul n-ar trebui să facă corectură când are atâtea alte lucruri de făcut. The editor should not to be proofreading when he has so many other things to do. Îi vei putea afla planul dacă ai să o întrebi pe nevasta lui ce haine și-a luat cu el. You will be able to find out his plan if you ask his wife what clothes he has taken with him. Dacă s-ar întâmpla să dea peste telegrama pe care i-ai trimis-o săptămâna trecută, ar fi grozav de amărât. Așa că am ascuns-o de el și sper că n-o să afle niciodată ce s-a întâmplat cu adevărat. If he should come across the cable you sent last week, he would be terribly upset. So I have hidden it from him, and I hope he will never find out what has actually happened. Celor vârstnici li s-au dat fiecăruia câte două binocluri. The elderly people were given two pairs of binoculars each. Ar prefera ca tu să nu fi avut atâta noroc la cărți ieri, când i-ai lăsat pe toți fără o para. She would sooner you had not been so lucky at cards yesterday, when you left everyone penniless. Pelicanul va pleca în curând spre Polul Nord. The pelican will be traveling to the North Pole soon. A spus că salopeta lui e prea murdară și n-o poate purta. He said his overalls were too dirty and he could not wear them. Aș prefera să nu fi câștigat toată îția bani și să nu te fi însurat cu fata de care eram îndrăgostit. I would rather you had not made so much money and married the girl I was in love with. Vorbește de parcă ar ști tot. He talks as if he knew everything.
Ea consideră că mai bine n-ai sulsui când vorbești. She would rather you did not lisp when you speak. Violeta nu știa pe care să o cumpere. Violeta did not know which one she should buy. Cei vârstnici au de obicei dreptate. Our elders are usually right. Benjamin ar escalada muntele acela dacă regizorul i-ar oferi o sumă mare de bani. Benjamin would climb that mountain if the producer offered him a large sum of money. Nu merită să numeri vrăbiile din livadă. It is not worthwhile counting the sparrows in the orchard. Îmi închipuisem că șarpele cu clopoței are să fie înregistrat de cercetătorii aceia. Dar îmi dau acum seama că mă înșelam, nu voiau decât să se uite la el. I had imagined the rattlesnake would be recorded by those researchers. But now I see I was wrong, they only wanted to have a look at it. Democratul întrebă ce mai face regina și dacă ar dori un ceai fierbinte. The Democrat asked how the Queen was and if she would like a hot tea. Dacă ar fi ușor pentru tine să rezolvi acest exercițiu. N-ai plânge de parcă ai fi încercat și n-ai fi reușit. If it were easy for you to solve this exercise, you would not be crying as if you had tried and failed. Elvețianca are să traverseze strada când o să vadă că stopul e verde. The Swiss will cross the street when she sees the traffic lights turn green. Nu trebuia să se scobească un dinț la oră. She should never have been picking her teeth in class. Ce ai mai fi scrutat ieri dacă strada era în întuneric? What would you have been peering at yesterday if the street had been dark?
N-am crezut că ai să ai îndrăzneala să-i spui că scumpul mai mult păgubește. Fiindcă toată viața lui a cumpărat lucruri ieftine și niciodată nu și-a dat seama că în felul acesta a cheltuit mai mult. I did not think you would dare tell him that cheapest was the dearest. Because he has bought cheap things all his life, and he has never realized that he has spent more money in this way. Se zice că pleacă mâine la Londra. He is said to be leaving for London tomorrow. Aș prefera să-i spui de prelegere. Îl interesează foarte tare astronomia. I would rather you told him about the lecture. He is very much interested in astronomy. Nu pot să înțeleg de ce a fost acuzat. I can't understand what he has been accused of. Vrăjitorul se întreba dacă să ușureze soarta prințesei. The wizard wondered whether he should amend the fate of the princess. Oricând ai veni, sunt sigură de faptul că nu va avea nimic împotrivă să stea de vorbă cu tine. Whenever you may come, I am sure of the fact that he will not object to talking to you. Puteai să te uiți pe gaura cheii dacă erai așa de curios. You could have peeped through the keyhole if you were so curious. Ai contribui la sumă dacă te-aș ruga? Would you contribute to the sum if I asked you to? Se vede că studia la bibliotecă atunci când îl căutai. He must have been studying at the library when you were looking for him. Compozitorul murmură că a fost întrebat câtă vreme a cântat la pian în toată viața lui. Fiindcă dirijorul a spus că muzica pe care o compune nu-i bună de nimic. The composer murmured he had been asked how long he had played the piano in his life. Because the conductor had said the music he composed was no good at all.
cearta lor e probabil produsă mai mult de încăpățânare. Their argument should be caused by their stubbornness most of all. Savantului i s-a permis să măture podeaua bibliotecii, fiindcă a zis că are nevoie de mișcare. Și nu poate lucra într-o odaie murdară, iar bibliotecarul era prea ocupat ca să o facă el. The scholar was allowed to sweep the library floor, because he said he needed exercise. And he could not work in a dirty room, and the librarian was too busy to clean it. Ana se temea că-i vor scăpa gălețile dacă o va lua la fugă în josul dealului, așa că merse cât putu de încet. Ca să evite ce i se întâmplase fratelui ei, care căzuse de 10 de ori. And was afraid she would drop the pails if she started running downhill, so she walked as slowly as she could. In order to avoid what had happened to her brother, who had fallen dozens of times. A întrebat dacă l-am fi însoțit, dacă știam că merge la o petrecere și am replicat că nu m-aș fi dus cu el nicăieri. Nici dacă îmi dădea hainele lui de duminică. He wants to know whether you would go if he gave you a ticket. And I do not know what to tell him. Ți-a învinuit vreodată nevasta că nu-i plac petrecerile? Have you ever blamed your wife for not enjoying parties? Directorul întrebă când am să plec și dacă n-aș vrea să îl ajut. The director asked when I should leave and if I should like to help him. Pretinse că nu și-a făcut niciodată dușmani. Fiindcă e bun cu toți cei care-i cer ajutorul și împrumută întotdeauna oamenilor orice-i cer. He professed he never made enemies because he was kind to all those who asked him for help. And he always lent people whatever they requested of him. Dacă cumva i-ar fi plăcut costumul ei de bal mascat.
Suppose he had been pleased with her fancy dress ball costume. Era din ce în ce mai speriat că șeful lui va observa că n-a terminat scrisoarea. He was more and more frightened that his boss would notice he had not finished the letter. Aș hrăni măgarul dacă ar fi al meu. I should feed the donkey if it were mine. Mai bine te zgâria pisica, meriți să fii zgâriat. The cat should have scratched you, you deserve being scratched. Omul spuse că va putea să se împace cu dușmanul lui dacă cel din urmă se face mai rezonabil. The man said he would be able to make up with his enemy if the latter became more sensible. Ai putea să scrii un rezumat dacă nu ai vreme să rescrii tot textul. You could write a summary if you have no time to rewrite the whole text all over again. Niciodată în viața mea n-am condus un autobuz atât de iute. Așa că nu trebuie să te mire dacă nu respecti semnele de circulație. Never in my life have I driven a bus so fast, so you must not wonder if I fail to obey the traffic signs. Mai bine ai nota decât să citești pe așa o zi caldă. You had better be swimming than reading on such a hot day. Mă aștepți de mult? Have you been waiting long for me? N-o să mă creadă nimeni ce grea a fost munca asta. Nobody will believe me how hard this work was. Se vede că și-a dat la reparat de unul pantofii, fiindcă atunci când ne-am despărțit pierduse un toc. Iar acum văd că are amândouă tocurile, ca de obicei. She must have had her shoes mended the other day, because when we parted she had lost one heel. And now I see she has both heels, as usual. Nu era ciudat că vasul a ieșit din port când nu trecuseră nici două zile de când a ancorat?
Wasn't it strange that the ship should have gone under sail? When not even 2 days elapsed since it had laid anchor. Când pisica nu-i acasă, joacă șoarecii pe masă. When the cat is away, the mice will play. Desenează case de când era copil. De fapt, tot timpul desenează. Chiar și când vorbești cu el și știa tot despre arhitectură încă înainte să ia examenul de admitere. He has been drawing houses since he was a boy. He is always drawing, in fact, even when you speak to him. And he had known all about architecture before he even passed the entrance examination. Adu-mi trei foarfece și pune-le acolo. Bring me 3 pairs of scissors and put them over there. Motorul nu vrea să funcționeze, fiindcă mecanicul a uitat să le repare. The engine won't work because the mechanic has forgotten to repair it. Dacă nu faci ce vreau, am să plătesc să mi se trimită rochiile de la... Paris și o să te coste mult mai mult decât dacă făceai ce te-am rugat. If you do not do as I please, I shall have my dresses sent from Paris. And it will cost you much more than if you had done what I had asked you to do. Agentul de la pompe funebre își încheie discursul zicând că decedatul a... făcut cinste familiei, ceea ce era în parte adevărat, fiindcă bătrânul fusese oaia neagră a familiei. Dar câștigase un mare premiu pentru nerușinare. The undertaker ended his speech by saying the deceased had done honor to his family, which was partly true. Because the old man had been the black sheep of the family, but had won a big prize for insolence. Barza a fost trimisă de aici, de proprietărea sa. Care nu vrea ca ea să se întoarcă la cuibul ei din vârful casei.
The stork has been sent away by the landlady. Who does not want it to come back to its nest on top of her house? Când o să-i pedepsească decanul pe studenții care au chiulit azi de la ore? When will the dean punish the students who have skipped classes today? Chelnerul a fost indus în eroare de hainele scumpe ale clientului lui și i-a îngăduit să plece și să se... întoarcă cu banii pentru notă mai târziu, întrucât cel din urmă i-a explicat că portofelul lui se află în cameră la hotel. Așa încât clientul a plecat și până în ziua de azi chelnerul nici că l-a mai văzut. The waiter was misled by his customer's rich clothes, and allowed him to leave and return with the money for the bill later. As the latter explained to him that his wallet was in his hotel room. So the customer left, and to this day the waiter has never seen him again. Zise că el crede că probabil sunt foarte risipitor dacă îmi cheltuiesc toți banii pe daruri pentru prieteni. He said he thought I ought to be very extravagant if I spent all my money on gifts for friends. Am amenințat că o să dea taina în vileag dacă n-am să-i plătesc o sumă mare de bani. Care se ridică la mai mult decât îmi puteam permite. He menaced he would let the cat out of the bag unless I paid him a large sum of money. Which amounted to more than I could afford. Omul cu corbul s-a urcat în cel mai rapid tren care mergea la Londra. The man with the raven got on the fastest train there was to London. Cocorul zbura foarte jos și, deși eram cinci în pădure, niciunul n-a țintit în el, era mult prea frumos. The crane was flying very low and, although there were five of us in the forest. None aimed at it, it was much too beautiful. Nu ți se pare ciudat că îngenunchează în fața ei când oricum precis că o să le refuze?
Doesn't it look strange to you that he should be going down? On his knees to her when she is sure to refuse him anyway? Se va conforma cineva regulilor acestei case înainte să îi se spună? Will anyone have conformed to the rules of this house before he is told to? Străbunicul nostru ar pleca în Africa dacă l-ai ruga să-ți aducă banane. Our great-grandfather would leave for Africa if you asked him to bring you bananas. Ți-am spus că n-ai să poți folosi cleștele fiindcă e stricat. I told you you would not be able to use the tongs because they were out of order. Dacă nu ședeai picior peste picior de jumătate de oră încoace, directorul nu zicea că ești leneș. If you had not been sitting cross-legged for the last half an hour. The manager would never have said you were lazy. Habar n-am. I have no idea. Zise că trebuie să-l duc într-o odaie caldă, fiindcă îi clănțănă dinții. He said I must take him into a warm room because his teeth were chattering. Balena ar fi prinsă dacă ar ordona capitanul echipajului să o prindă. The whale would be caught if the captain ordered his crew to catch it. Până să-mi spună el că prea întind coarda. Îl voi fi rugat să-mi împrumute o sumă mare de bani și, dacă am noroc, o să-mi o dea pe loc. Until he tells me I am carrying it too far, I shall have asked him to lend me a large sum of money. And, if I am lucky, he will give it to me on the spot. Fratele meu mai mare ca mine. My elder brother is older than me. Așa târziu cum era, trebuiau să se grăbească. They might have hurried up, late as it was.
Cocoșatul aruncă cu scrumiere în spărgătorul de bancă de două ore încoace. Dar spărgătorul de bancă a stat liniștit în tot acest timp, privindu-l drept în ochi. The hunchback has been flinging ashtrays at the bank robber for 2 hours now. But the bank robber has stood still, staring him in the eye all this while. Curierul jură că va coborâ apăsat scările și va trezi pe toată lumea imediat ce va auzi că a cântat cocoșul. The courier swore he would tramp downstairs and wake everybody up as soon as he had heard the cock crow. Om mi-a întrebat ce să-mi dea. He asked me what he should give me. Nu te-ar fi trădat dacă n-ai spune mereu tainele tale tuturor. He would not have betrayed you if you did not always tell everybody your secrets. M-au avertizat că lumea va rânji la mine dacă voi intra în odaia aceea fără să bat la ușă. They warned me I should be grinned at if I entered that room without knocking at the door. Vine adesea să ne vadă, dar azi citește și nu cred că va veni. He often comes to see us, but today he is reading and I do not think he will come. N-am de unde să știu de ce e perdeaua ruptă. Poate e tare veche. I would not know why that curtain is torn, unless it is very old. Sunt 3 mile până la locul unde și-a făcut casă salamandra. It is 3 miles to the place where the newt has made its house. Nu putea să se apuce iar să citească în vreme ce tu l-așteptai să te însoțească la dentist. He can't have resumed reading while you were waiting for him to accompany you to the dentist. Poate că copilul își face temele, mai bine ai aștepta și ai da jucăriile după ce le va termina. The child may be doing his homework, you had better wait and give him the toys when he has finished it.
A venit de aseară. He came last night. Dansatorul e sigur de reușită și are de gând să danseze ca să vadă toți ce bun e el. The dancer is certain of success, and he is going to dance so that everyone may see how good he is. Am trei vești pentru tine. I have three items of news for you. Zarzavagiul va fi lipsit de toate până când se hotărăște să meargă la poliție. The greengrocer will have been deprived of everything by the time he makes up his mind to go to the police. Fusese întrebat cine este și răspunsese că nu și aduce aminte. A uitat de când e în spital și că va pleca după ce se va însănătoși. He had been asked who he was, and he had answered he did not remember. He had forgotten how long he had been in hospital and he would leave when he had recovered. Ce mai om? What a man! Corespondentul de presă a accentuat că nimeni nu va face. Calea întoarsă după ce vor ajunge în țara făgăduinței. The newspaper correspondent emphasized that no one would. Retrace his steps after he had reached the promised land. Trăia odată un cimpanzeu care știa să se îmbrace ca o ființă umană. Once upon a time there lived a chimpanzee which could dress like a human being. Veronica m-a întrebat câți bani am cheltuit și cine o să plătească. Bicicleta care a fost furată pe când eu făceam cumpărături. Veronica asked me how much money I had spent. And who would pay for the bicycle that had been stolen while I had been buying things? Ce făcea crocodilul dacă încercam să-l vândă unui circ? What would the crocodile have done if they had tried to sell it to a circus? Își face loc cu umerii de o jumătate de oră să iasă din sala aglomerată.
He has been shouldering his way out of the crowded hall for half an hour. Dacă erai ultimul, primeai o mașină de scris. If you had been the last, you would have received a typewriter. Ecaterina ar fi străbătut în grabă tot orașul să caute 7. Trandafiri albi, dacă știa că e ziua ta și îți plac atât de tare trandafirii albi. Catherine would have scoured the town in search of white roses if. She had known it was your birthday and you liked white roses so much. Magazinul acesta e bine aprovizionat cu unelte în caz că vrei să cumperi vreuna. This shop is well provided with tools, in case you want to buy any. Măcar dacă nu-i ghiceai în palmă. If only you had not read his hand. Cumnata ta vine mereu dis de dimineață la mine acasă și îmi cere să-i repar frigiderul. Cu toate că știe cât se poate de bine că nu mă pricep deloc la așa. Ceva și tot ce pot face este să pun pe cineva într-adevăr priceput să le repare. Your sister-in-law is always coming to my place early in the morning and asking me to repair her refrigerator. Although she knows perfectly well I am no expert on such. Things and all I can do is have it repaired by someone who is really good at it. E din ce în ce mai înalt. He is ever taller. Erau aduse cărți de istorie și geografie de către școlar. History and geography books were being bought by school children. Luna viitoare, pe vremea asta, prepelița va fi trăit pe acest câmp de peste 2 ani. Next month on this time the quail had been living on this field over 2 years. Îmi spuse că nu trebuie să mă încrunt la nimeni. He told me I must not frown upon anybody.
poate că și umbrea ochii cu palma pe când te aștepta și bătea soarele. She may have shielded her eyes with her hand while she was waiting for you and the sun was shining. Carol ar fi luat o maiute pe drum dacă ar fi început să plouă și n-ar fi avut umbrelă. Charles would have hastened down the road if it had started raining and he had had no umbrella. Ce n-aș da să fii mai recunoscător pompierilor că te-au ajutat când erai la ananghie. I wish you would be more grateful to the firemen for helping you when you were in trouble. Citește de la ora 4 și tocmai a terminat o carte pe care eu n-am văzut-o până acum. He has been reading since 4 o'clock and he has just finished a book which I have not seen so far. Harold s-ar fi luat la întrecere pe bicicletă cu o mașină dacă fratele. Lui n-ar avea mai multă minte decât el și nu-l împiedica să o facă. Harold would have raced his bicycle against a car if his brother did. Not have more sense than him and had not prevented him from doing it. Voi fi spălat vasele de o oră la 10 fără un sfert și... Cum sunt grăbită. Aș vrea să vii și, dacă nu te deranjează, să termin treaba în locul meu. I shall have been washing the dishes for an hour at a quarter to ten, and as I am in a hurry. I should like you to come and finish the job for me, if you do not mind. Kiena era sigură că o să se poată strecura în spălătorie când o să îi se murdărească prea tare blana. The hyena was sure it would be able to slip into the laundry when its fur got too dirty. Mereu vine și îmi pune întrebări dis de dimineață. He is always coming and asking me questions early in the morning. A mărturisit că o să-i ajungă cuțitul la os dacă o să-i tot găsesc nod în papură. He confessed he would come to the end of his tether if I kept finding fault with him.
Idila lui cu ea nu poate să fi durat mai mult de o lună. His romance with her can't have lasted more than a month. Ai prefera să nu mai fiu gelos pe tine, nu-i așa? You would sooner I stopped being jealous of you, wouldn't you? De ce au să bată ei la ușă când pot suna la sonerie? Why will they knock at the door when they can ring the bell? Să mă creadă prost sau mi se pare. Can he believe me a fool or am I imagining things? A zis că vine când vrea. He said he would come when he wanted. Pacientul fusese bine îngrijit, dar se plângea că nu-i place salonul și vrea să plece din spital cât mai curând. Chiar înainte să se facă bine de tot. The patient had been taken good care of, but he complained that he disliked the ward end. Wanted to leave the hospital as soon as possible, even before he had recovered completely. Sora medicală a plâns din nou fiindcă de câteva săptămâni încoace e prea obosită. Iar doctorul pur și simplu a refuzat să-i dea un concediu medical de o săptămână. The nurse has been crying again because she has been too tired for a few weeks now. And the doctor has just refused to give her a week's medical leave. Nu i s-a cerut niciodată o bucată de zahăr, de aceea a trântit ușa. He has never been asked for a lump of sugar, that is why he slammed the door. Nu e exclus să citească. He could be reading. Propun să studieze aritmetica și atunci o să știe că 70 împărțit la 10 face 7. I suggest that he should study arithmetics. And then he will know that 70 divided by 7 goes 10 times. Ar fi fost el operat dacă nu-l cunoștea chirurgul.
would he have been operated on if the surgeon had not known him? De ce scriai mereu casă cu ce mare când am studiat engleza împreună? Why were you always spelling house with a capital H when we studied English together? Fie ce-o fi, am să am grijă ca el să fie la adăpost de urmăritorii lui. Come what may, I will see to it that he may be safe from his pursuers. Cine o să împartă pâinea în 7 părți egale? Who will divide the loaf of bread into 7 equal shares? A replicat că e mulțumit cu soarta lui, ca să nu încerce fratele lui să-l facă să-și schimbe casa. He replied he was content with his fate, lest his brother should try to make him change his house. E ciudat că cheltuiește așa de puțini bani când știe că scumpul mai mult păgubește. It is strange that he should spend so little when he knows that cheapest is dearest. Așa face el, e mereu grijuliu cu doamnele mai în vârstă. He will do that, he will be considerate to elderly ladies. În ce eroare ai fi zis că perseverează dacă nu zicea nimic ieri toată ziua? What error would you have said he was persisting in if he had said nothing all day yesterday? Iedul înțelese că girafa nu se va cățăra în patrul abe până ce nu va ajunge la dealul abrupt. The kid understood the giraffe would scramble on all fours till it had reached the abrupt hillside. Ar fi vrut să se fi dus acolo mai devreme. Întrucât era absolut necesar ca cineva să se ducă să îl ajute pe bătrân. He wished he had gone there earlier, as it was imperative for someone to go and help the old man. Măcar dacă ochelarii mei nu le-ar fi necesari hoților și mi-ar înapoia. If only my spectacles were not necessary to the thieves and they returned them to me.
O să mă joc cu un hârciog când o să mă duc să-mi văd bunicii. I shall be playing with a hamster when I go to see my grandparents. Nu trebuia să o faci să se îmbujoreze spunându-i că știi adevărul. Fiindcă oricum avea de gând să ți-l mărturisească. You needn't have made her blush by telling her you knew the truth. Because she was going to confess it to you anyway. Poate că citește, habar n-am. He may be reading, for all I know. Romanul nu e la fel de interesant cum era filmul. The novel is not as interesting as the film was. E puțin probabil ca el să fi citit în timp ce îi vorbeai. He is unlikely to have been reading while you were talking to him. În ce a fost implicat șeful ei? What was her boss implicated in? Zise că nu trebuie să îl mângâi sub bărbie dacă nu vreau să le enervez. He said I must not chuck him under the chin if I did not want to irritate him. Cu cât veți fi mai mulți, cu atât va fi mai interesant. The more you will be, the more interesting it will be. It is colder and colder here. Cât naiba îți închipui că poate cere pentru un bilet în plus, când știi doar că prețul lui se ridică la foarte puțin? Ori e cu adevărat un ticălos și recurge la orice dacă e să scoată bani? What on earth do you imagine he can charge for an extra ticket when you know its price amounts in fact to very little? Or is he a scoundrel, really, and will resort to anything in order to make money? Ai putea dacă ai vrea. You could, if you would. N-ai vrea să n-ai de-a face cu fratele lui, care e vestit pentru șotiile lui. Don't you wish you did not have anything to do with his brother, who is famous for his pranks?
Cu a cui roche s-a rasortat geanta aceasta? Whose dress would this bag match with? Cine zicea că va dispărea el din oraș? Who was saying he would disappear from town? Nu trebuia să-i șoptești la ureche când erau oameni de față. Fiindcă întotdeauna i-a dat în vileag pe cei care i-au făcut așa. You should not to have been whispering into his ear when there were people around. Because he has always exposed those who have done that to him. Minerul deduse că se plimbă cam de 2 ore și jumătate, dar, deși tare ar fi luat un autobuz. Hotărâ că încă n-am mers destul pe jos și facu pe jos tot drumul până acasă. The miner inferred that he had been walking for about 2 hours and a half, but although he felt like taking a bus, he decided he had not walked enough yet, and walked all the way home. De ce mi-ar plăcea tocmai romanțele? Why should I like ballads? N-am fost până acum la curent cu necazurile tale, dar când socrităi mi-au spus că zaci de săptămâni de zile în pat și că pleci în Australia ca să fii operat. M-am hotărât pe dată că trebuie să vin să te văd, așa că iată-mă. I have been in the dark about your troubles so far. So when your parents-in-law told me you had been lying in bed for weeks and you were leaving for Australia to be operated on there, I decided at once I must come to see you. So here I am.